Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi de sușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl.